Bună ziua! Fără doar și poate m-am așezat aici pe jos cu pungoiul acesta lângă mine pentru că, ce să credeți, astăzi vreau să vă arăt niște lucruri pe care le-am cumpărat de pe Shein. Ok, știu că nu toată lumea este de acord cu Shein, știu că sunt oameni care zic, dar de ce să cumperi de acolo? Punctul meu de vedere, înainte să începem și să vă arăt toate lucrurile acestea, este următorul. Majoritatea lucrurilor care ne înconjoară sunt comandate din China. Da, ok, nu este frumos poate să susții un brand despre care se spune că fură designul, nu știu, altor branduri mai mici care poate nu își permit să producă la nivelul ăla de masă. Același lucru face și Zara. Da, ok, poate că, nu știu, zici că sunt de o calitate proastă lucrurile lor. Același lucru face și H&M, nu știu dacă v-ați uitat în ultima vreme la H&M, dar unele lucruri sunt din materiale extrem de proaste. Dacă stai să te uiți foarte bine pe site, dacă te uiți la materiale, dacă te uiți la review-uri, la pozele reale pe care le pun ceilalți utilizatori pe aplicație, să știi că poți să găsești niște lucruri foarte faine la niște prețuri foarte bune. Și cred că o să încep pentru că i-am scos deja din pungă. Asta era punga în care am venit și eu am luat produsele. Fix cu o pereche de încălțări care, din punctul meu de vedere, sunt copiate de la Vivaia. La Vivaia costă în jur de 30 de euro o pereche, iar eu am luat cu prețul pe care îl veți vedea afișat pe ecran, pentru că vi-l pun și vouă, perechea aceasta de balerini, care arată așa și care sunt cei mai comozi balerini pe care eu i-am avut vreodată și pe lângă asta mai sunt și superbi, pentru că, ia uitați-vă ce drăguți, au modelul acesta. Se poartă cei cu baretă. Au fost lansați de un brand și copiați de toate celelalte branduri. Prin urmare, nu știu dacă putem să dăm cu pietre în Shein că a făcut treaba asta, dar mă refer la Vivaia în sensul în care balerinii aceștia sunt dintr-un material tricotat cumva sau ceva de genul ăsta, adică, nu știu, e un material din care eu aș vedea făcută o geacă, nu știu, ceva de genul ăsta. Sunt foarte comozi, sunt aproape că nu îi simt în picioare. Mi se pare că raportul calitate-preț în cazul lor este extrem de bun. Mă uit așa la toate detaliile și să știți că nu am ce să le reproșez. I-am purtat o seară pentru că am fost la un eveniment și am vrut să îmi iau ceva foarte lejer. Să știți că i-am purtat și arată extrem de bine și în picioare și nu pot să zic că au vreun defect. Nu știu ce scrie aici. Cuco, Cuco. Oricum vă pun în descriere link dacă reușesc să îmi conectez aplicația, contul de pe aplicație pe desktop, vă pun în descriere link astfel încât să puteți să îi accesați direct. Foarte, foarte fain, raport calitate-preț super bun. Mă bătea gândul de mult să îmi iau o pereche de la Vivaia, dar când i-am găsit pe aceștia am zis, hai, vreau. Mi-am mai luat niște accesorii pe care vreau să vi le arăt. Evident, o fundă. Am deschis pachetul acesta în momentul în care el a ajuns la birou, pentru că a venit la birou și un coleg mi-a zis, hai mă, iar ți-ai luat flori de-ale tale. Funda asta este mare, superbă, am dat, nu știu, 1-2 dolari pe ea. Chiar arată extrem, extrem de bine și e foarte bățoasă. Iar aici pe spate se poate prinde și ca broșă, dar se poate prinde și în păr. Păi dacă îmi pun asta în păr, este fix cât capul meu. Poate așa, într-o, să zicem, costumație atipică, ar putea să meargă. Dar ce apreciez la ea este faptul că e foarte, foarte, foarte bățoasă. Și mi-a mai luat încă una, micuțicuțică și albicuțicuțică, așa arată. Asta să zic că ar trebui să o pun eu pe ceva astfel încât să se îndrepte, dar oricum este drăguță și ea. Mai am una albă, e pe acolo pe undeva. N-am fost chiar cea mai inspirată cumpărându-mi tot albă, dar să zicem că asta are alt model și ea poate fi pusă și în păr și ca broșă. Uite, iese un plastic pe aici, oricum o să reciclez ambalajele. Poate fi folosită în ambele feluri, iar ca diferență de mărime, uite așa. Asta este mult, mult, mult mai mare și mai bățoasă. Mi-am mai cumpărat, nu, asta este husa mea veche pentru telefon și asta este husa mea nouă pentru telefon, cumpărată de pe Shein, la fel cu foarte, foarte puțin bani. Îmi place că pot să-mi pun telefonul așa și nu mai am nicio grijă a lui.
Adică știu că e în mână, dar pot să am și mâna liberă să mă ocup de altceva. Mi s-au părut foarte drăguțe floricelele acestea. Ia uitați-vă, așa arată. Ca și husă, stați să închid, ca și husă este destul de butucănoasă așa pe lângă telefon. Dacă voi vreți ca telefonul să fie cât mai slim, eu aici am un 14 Pro Max, dacă vreți să fie cât mai slim, că el deja este un pic explodat. Nu știu dacă vă recomand pe aceasta. Dacă nu vă interesează, clar, uite, nu știu cum să vă arăt. Ia să vedem. Hai mă, nu dorește. Vedeți? Marginea asta iese cumva în evidență. Altfel, își face treaba, e foarte bună, poate fi purtat telefonul așa ca să mai faci și alte chestii cu mâna. Când ai nevoie de el, știi că îl ai la îndemână și așa mai departe. Vă pun link și pentru ea dacă găsesc. O să iau într-o ordine neordine toate lucrurile de pe Shein și o să vă pun pe aici, pe ecran, pe undeva și rezultatul purtărilor sau în fine testării îmbrăcărilor, try-on-ul, că nu pot să mă concentrez, este duminică pentru mine în momentul în care filmez și e mult prea de dimineață și sper ca toate ele toate să îmi vină și sper că le-am ales cum trebuie. Hello, hello Shein lovers! Sună clopoțelul, iar eu vin cu super vești la voi din partea celor de la Shein. Organizează în toamna aceasta cel mai tare concurs. Arată-ne într-un videoclip ținuta ta de mers la școală sau de zi și fă o tranziție către o ținută de seară, astfel încât să vedem cum mergi tu la party și poți câștiga premii de până la 500 de euro. Toate detaliile sunt în descriere, iar codul OUTFIT030 poate fi folosit pe site pentru orice achiziții vrei să faci tu. Concursul e valabil până în 4 octombrie, așa că abia aștept să văd și țin pumnii. Stați că am uitat să vă arăt ceva înainte să trecem la haine. Mi-am luat niște pinuri pe care eu le-am văzut și le ochesc de ceva timp pe Shein, care să mă ajute să îmi țin decolteul sau, în fine, hainele în zona asta a decolteului împreună. Uite așa arată pinurile astea. Au bile care se bagă în aceste ace, nu știu cum să arăt ca să vedeți voi foarte bine, ia uite, se bagă așa și practic ce ai de făcut este să unești părțile care sunt prea depărtate și să treci acele prin ele și să le prinzi deasupra cu aceste biluți. Interesante, am purtat unul într-o seară, dacă părțile astea pe care le unești sunt foarte, nu știu, trag în părți, s-ar putea să nu fie suficiente astea pentru că mi se pare că acul este destul de flexibil și destul de maleabil. Da, în fine, o să mai testez și cu alte rochițe și vă zic și vouă. Ideea e că mie nu-mi place să mi se vadă așa neapărat decolteul și am unele rochii în V pe care vreau să le port pentru că sunt frumoase, doar că trebuie să găsesc artificii de genul acesta și artificiile mele sunt florile așa, doar că nu pot să port de fiecare dată cu rochia aia o floare. Câteodată simt nevoia să mai schimb. Hai să trecem la un set de care am fost extrem de curioasă și care chiar sper să îmi vină, pentru că mi se pare că arată foarte bine. Asta e, cred că, murdară de când am deschis-o din colet. Avem aici o fustă frumoasă, foc, foc, foc de frumoasă. O să o spăl și chiar o să o pun în folosire zilele viitoare pentru că mi se pare absolut drăguță. Are și jupă această fustă. Jupa este într-un material cam îndoielnic. Nu știu dacă găsesc pe aici materialul, dar vă uitați voi pe link. Nu știu dacă are etichetă din aia interioară, dar vă uitați voi pe link să vedeți ce și cum. Nu am găsit la toate produsele cele mai bune materiale, dar să știți că acolo unde am considerat că produsul arată foarte bine și că aș vrea, nu știu, perechea de X, pantaloni, fustă, rochie, aș vrea chestia aia în viața mea, am făcut un pic rabat la material. Bun, fusta este așa lungă, superbă, cu un elastic gros aici, astfel încât să țină tot ce trebuie unde trebuie, cu talie înaltă, abia aștept să o spăl și să o probez și sper că ați văzut-o și voi deja. Și ea vine în set cu această vestă. Vesta asta este extrem de subțire. Mă așteptam să fie un picuț mai rigid materialul acesta, astfel încât să simt și eu că am ceva pe mine.
dar o să vedem cum vine. Mi-am luat măsura L pentru că mi-a fost frică să nu fie un L chinezesc, adică mult prea mic pentru mine, să nu fie un M, dacă mi-aș fi luat M. Chinezesc mult prea mic pentru mine, așa că mi-am luat L și aici la compoziție zic ei 100% poliester. Nu se simte ca fiind cel mai bun material, dar nici nu se simte foarte, foarte plasticos. Așa arată vesta, teoretic amândouă ar trebui să facă un set frumos. O să vedem după ce le pregătesc, cât timp le spăl și le calc și apoi le probez, o să vedem și cum îmi vin. Aici avem, am pus mâna întâmplător pe o altă vestă. Sincer, vesta asta aș zice că îmi place un pic mai mult, deși 100% și materialul ei este tot plasticos. Am o problemă cu vestele toamna aceasta, nu știu de ce, dar asta aș zice că este un pic mai drăguță. Mă uitam dacă are buzunare. Nu, are doar de formă buzunare. Iar aici pe etichetă scrie că are 97% poliester și 3% elastan. Vestele de genul acesta pot fi purtate și ca atare și pot fi purtate chiar și pe sub, pe deasupra unei malete sau a unei cămăși. Și se pare o variantă foarte faină de item pe care poți să îl porți la birou. La fel, sper că ați văzut-o și pe ea și sper că îmi vine, sinceră să fiu. Mergem mai departe. Ce am aici? Că nu știu ce am, tot închis la culoare. După cum vedeți, mi-am luat un milion de lucruri închise la culoare. Tipic mie, n-am ce să zic. Doamne, asta nu cred că îmi vine, pentru că v-am zis că le-am deschis la birou cu colegii mei. Dar trebuie să mă fac neapărat bună de fusta asta de blugi, pentru că e divinisimă. Uitați-vă și voi ce superbitate, care se închide pe o parte și care are nasturi din aceștia metalici, care teoretic îmi vine cu talie înaltă, dar îmi depășește genunchii și este făcută dintr-un blug foarte, foarte fain. Minusul acestei fuste de blugi este că nu are buzunare și trebuie să știți asta de la început, nici pe față, nici pe spate nu are buzunare, dar faptul că se închide aici pe o parte mi se pare foarte tare. Nu e un blug din acela foarte bățos, e un blug foarte fin la atingere, moale așa, care îți mângâie pielea, dar mie una mi se pare superb. Știu deja că nu îmi vine pentru că m-au provocat colegii mei la birou să o probez. În fine, o închid, doar că stă atât de fixă pe mine încât multe kilograme trebuie să mai dau jos astfel încât să vină cum mi-ar plăcea mie. Și o să se întâmple asta la un moment dat. Hai că nu mai avem foarte multe produse, dar sunt produse de care aveam nevoie sau pe care le-am luat ca să-mi fac un moft. Că acum să fim sinceri, nu aveam neapărat nevoie de hainele astea. Doar că am zis, hei, mi-ar plăcea totuși ceva nou în viața mea. Am cumpărat tricoul acesta, știam că nu este dintr-un material bun și într-adevăr materialul nu este chiar cel mai bun, doar că acum nu mai este atât de cald să transpir în poliester și să mi se pară că nu mai pot și că-mi vine să mă urc pe pereți. L-am cumpărat pentru că, în primul rând, mi-a plăcut foarte tare mesajul de pe el și în al doilea rând vreau să îl implic în ceva. Și dacă îl voi folosi să fac niște poze și după ce voi face pozele respective, cred că poate fi folosit foarte simplu la sală. La sală nu sunt neapărat neindicate materialele gen poliester, că stau o oră și un pic cu el și pe mine și nu mă deranjează treaba asta. Acum, nu are eticheta aici, dar găsiți toate detaliile în linkul pe care vi l-am pus pe site. Sper să nu greșesc când zic că este 100% poliester. Dar mesajul și faptul că este foarte, foarte larg, astfel încât să nu mi-arate ce nu vreau eu să arăt în perioada aceasta, mi se par în regulă. Și ar trebui să mai am un tricou. Da, mai am un tricou pe care l-am luat în aceeași idee de a-l folosi la niște poze. Au fost destul de ieftine tricourile acestea și oricum v-am zis de la început, am plecat cu gândul că le pot purta la sală, având în vedere că acolo o să stau îmbrăcată cu ele o oră și ceva și nu o să îmi creeze mari probleme. Avem aici Bonjour Madame, adică Mademoiselle. La fel, mesajul mi s-a părut foarte, foarte drăguț. Aveți idee, aveți grijă dacă vreți să vă luați produse de genul acesta pe care să le purtați pe stradă. Ăsta văd că are un M pe el. Dacă măsura M este atât, aș zice că trebuie să vă luați un XXS
în cel mai fericit caz, astfel încât să vă vină bine, pentru că ăsta mi se pare că este destul de mare și de larg. Eu sunt genul care poartă foarte mare și foarte larg, prin urmare aș zice că nu mă deranjează treaba asta. Și mai am 2 minute de filmat, așa că cred că va trebui să și descarc cardul între timp, ca să pot să vorbesc în continuare cu voi. Vreau să vă arăt suportul acesta pe care l-am luat de pe Shein, astfel încât să punem pantaloni pe el și să fie mai simplu de organizat în dressing. Poți să pui 1, 2, 3, 4, 5 perechi de pantaloni dacă dorești. Dacă nu dorești 5, poți să pui undeva la 3, astfel încât să stea mai lejere. Am luat pentru pantaloni chino ai lui Cristian, pentru că pentru blugi cred că nu ar fi suficient suportul ăsta, având în vedere că blugii au volum mai mare, dar pantaloni chino sunt ok și cred că pot fi puși pe suporturi de genul ăsta cu siguranță. Am mai luat aici niște săculeți de transport pentru încălțăminte, nu știu cât sunt, probabil 5 săculeți de genul acesta, de principiu pentru Adidas și lui Cristian. Ok, sunt transparenți astfel încât să vezi și ce încălțări ai înăuntru. Ok, acum pe lângă tot ce vedeți pe lângă mine, mai vedeți și un laptop, că tocmai am descărcat ceea ce am filmat până acum ca să eliberez spațiu pe card. V-am arătat și săculeții aceștia de încălțăminte pentru când o să plecăm în vacanță, în concediu, în deplasări. Aici, fetelor, cred că am dat lovitura cu această rochiță absolut superbă. Sincer, ca să-mi o calce așa cum trebuie și să-mi facă funda asta frumos, mă bate gândul să duc această rochie la curățătorie. Superb. Ador această fundă și să le zic celor de acolo să o apreteze cumva sau să-i facă ceva. E o rochie relativ scurtă, dintr-un material relativ lucios. Nu pot să vă zic că mă omor după acest material, dar uitați-vă și voi cât de frumoasă și de efect este funda asta. Ea vine așa, aici are și o breteluță astfel încât să vină pe un umăr și mi se pare că e absolut genială. Ca măsură. Ia uite, să nu pot să o port și să o dau înapoi. Este primul comerciant de pe Shein unde văd chestia asta. Ăsta este sigiliu și aici scrie no returns if this breaks off. Asta înseamnă dacă scot sigiliul de aici nu pot să o mai trimit înapoi. S-a întâmplat asta probabil fiind o rochie de seară gen și probabil că pentru produsele astea fac ceva mai mult efort. Aici are un fel de lipici, astfel încât să adere la pielea mea, deși vă zic încă de pe acum că mi se pare că lipiciul acesta nu prea aderă. Iar pe spate are un fermoar astfel încât să o pot îmbrăca. Uite așa, trag fermoarul până sus, eventual, gata, și am îmbrăcat-o. Și ce trebuie să vă mai zic despre ea este că pe dedesubt are și o jupă din același material relativ plasticos precum ea și mi-am luat-o în măsura L, pentru că la fel mi-a fost frică, eu sunt M în mod normal, dar mi-a fost frică de faptul că s-ar putea să fie un L din ăsta adaptat chinezilor sau, în fine, oamenilor asiatici care sunt mai micuți și să nu îmi vină. Și pentru că îmi doream foarte tare să-mi vină, na, mi-am luat-o așa. Eu cred că îmi va fi perfectă. Acum o să vedem când o să o îmbrăcăm. Și cred că mai am 2 produse și atât? Nu, mai am 3 produse. 4 produse. Stați așa să le scot pe toate din pungă. Cât descărcam eu clipul, a intrat Cristian și a zis ce e aici, dragonul roșu? Și pe bună dreptate. Nu zic că într-adevăr așa este, produsele alea se regăsesc și în Dragonul Roșu, că tot de acolo vin și evident sunt la alte prețuri pentru că se adaugă și transportul. Fiți atente ce mi-am luat. Nu mă întrebați de ce, n-am de gând să le port nicăieri. Le-am luat gen să le folosesc ca props sau ceva de genul acesta. Stați să bag și una să vedeți și cum îmi vin. Rădeau colegii mei la birou de mine cu mănușile acestea. Dar cred că cu tricoul acela Prosecco Mood, că așa am și văzut poza de inspirație, cred că se vor potrivi foarte, foarte bine aceste mănuși
și din latex sau ce Dumnezeu o fi asta. Sunt așa, poate că o să le folosesc vreodată la vreo petrecere, la vreo chestie unde trebuie să avem vreo costumație. Am dat în jur de un euro sau un dolar pe ele. Prin urmare, aș zice că n-am făcut o afacere chiar proastă cu acestea. Așa, le scoatem. Mai am 3 produse, 2 sunt relativ în aceeași idee. O să-l desfac doar pe ăsta ca să vă arăt și vouă produsele dinăuntru, pentru că celălalt este același lucru, dar pe altă culoare. Și vreau să vă zic că mi-am luat un set din ăsta de travel, pentru că vreau ca lucrurile mele să fie cât mai organizate atunci când călătoresc și indiferent că o să călătoresc mult sau puțin în următoarea perioadă, tot vreau ca lucrurile să fie organizate. Și aici sunt 2, 3, 4, 5, 6 săculeți. Îl avem pe acesta mare, care se face destul de mare. Uitați-vă, asta este lățimea și în care, nu știu, pot să-mi pun lucrurile cele mai mari. Aici scrie laundry pouch, adică un săculeț, un pouch, un orice în care să-mi pun lucrurile murdare, să nu stea împreună cu cele curate. Ăsta este un laundry pouch probabil pentru, nu știu, chiloți, șosete, poate. Ăsta este tot un laundry pouch în care să-mi pun alte lucruri, cum ar fi chiloții, dacă dincolo am pus șosetele. Și aici, la fel, pouch-uri din astea mai mari. Asta este lățimea lor. Ăsta văd că are chiar și un mâner de care să îl apuci, în care să pun aici tricourile, în cel mare blugi, în acesta, nu știu, 2 pulovere sau ceva de genul ăsta. Sunt destul de încăpătoare și potrivite cel puțin pentru bagajul de mână. Uite, cam așa se face un pouch din ăsta. Cel puțin pentru bagajul de mână cred că sunt suficiente acestea. Și aici scrie travel with is always diving into the different and new world. Nu știu cine a scris chestia asta, dar scrie travel with is always diving into the different and new world. Mi s-a pus creierul pe pauză. Uitați-vă. Adică nu vă mint. Chiar așa scrie. În fine, ideea principală este că atât eu cât și Cristian avem acum travel pouch-uri din acestea. De mult am vrut să îmi iau. M-am tot uitat, m-am răzgândit. De fiecare dată când am dat comanda am zis hai că acum trebuie să iau altceva, nu le mai iau și pe astea și le tot scoteam din coș. Și acum am zis gata, asta este, trebuie să le cumpăr. Așa, și mai avem un singur produs. Sincer, nu mai știu de ce l-am luat în această nuanță. Pentru că eu voiam ceva care să se potrivească cu pantofii aceia ai mei de la Zara cu fundiță mare neagră și cu rochia aceasta cu fundiță albă. Și eu nu știu dacă am comandat această nuanță sau asta a venit. Dar uitați-vă ce poșețică drăguțică și simpăticuță am. Îmi pare rău acum că nu este albă sau neagră. Cred că ar trebui ca de acum să merg pe clasicul negru ca să nu mai mă mai trezesc că mi-au alte culori total inutile. Are și lanț. Un lanț cam de proastă calitate, sinceră să fiu, dar na, poșetă de genul acesta porți de 2 ori pe an maxim. Uite, așa arată lanțul. Chiar este, e foarte ușor și foarte fragil din punctul meu de vedere, iar înăuntru arată așa. Asta e clar o poșetă de eveniment, de nuntă, de ceva, de orice, dar mi s-a părut foarte drăguță cum arăta ea așa. Pac, 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 pac. Cred că e drăguță de luat la un eveniment. Nimic de zis. Are aici o fundiță. Aici mai are niște material. Ia că voi nici nu-l vedeți. Niște material făcut așa cumva mai special. Fundița arată extrem, dar extrem de bine. Și cred că am dat câțiva foarte puțin euro pe ea. Chiar arată foarte, foarte bine. Nu e descusută pe nicăieri. Nu arată urât pe nicăieri. Aici chestia asta de metal este de foarte, foarte bună calitate. E chiar drăguță. Nu știu cu ce o să port, dar o să-i găsesc eu o întrebuințare la un moment dat, la un eveniment. Eu nu prea am lucruri din astea de eveniment și asta îmi lipsește cel mai și cel mai mult din garderobă. Ceva ce să poată fi purtat la un eveniment. Și gata, asta a fost tot. Cumva am reușit să fac un clip foarte lung. Sper că v-a plăcut acest clip. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați să vă abonați și ne vedem în clipul următor.